Vest de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin. O ultima repetiție care ne dă speranțe că putem să începem cu bine acest campionat. Un joc reușit din punctul meu de vedere. Am întâlnit o echipă care a fost câteva etape în fruntea clasamentului Ligii 1. Nu poate decât să ne bucure că am reușit să și marcăm de două ori, să nu primim gol cu o echipă de talia Politehnicii. Le doresc mult succes în continuare în campionat și pe noi tot ce contează e moralul. Plecăm cu un moral bun care ne dă încredere, jocul ne dă încredere. Dar deocamdată nu facem nicio sărbătoare, nici nuntă, pentru că nu am făcut nici înmormântare la eșec. Așa că trebuie să fim echilibrați și să ne vedem lungul nasului. Știm care este obiectivul nostru și obiectivul nu este promovarea așa cum a fost anunțat la stație. Obiectivul este să reprezentăm Reșița cu mândrie și să facem o imagine cât mai bună acestui oraș, să mulțumim oamenii care au făcut eforturi ca să ne aducă aici și sperăm să reușim acest lucru. Dacă la sfârșitul campionatului ne vom afla pe unul din locurile care permit accederea în Liga 1, sigur că nu ne vom da la o parte. E clar, orice antrenor și orice echipă își dorește să câștige toate meciurile, să facă meciuri bune și să câștige punctele puse în joc. Dar de aici până la a declara că acest obiectiv e cale lungă. Vă mulțumesc din suflet dumneavoastră, mulțumesc încă o dată suporterilor și oamenilor care au fost astăzi la stadion. E o atmosferă care amintește de vremurile bune, vremurile când Valea Domnului era plină de spectatori. Le mulțumim din suflet, sperăm să aibă răbdare și încredere în noi. Nu suntem mercenari, așa cum ne consideră unii. Nu am venit să ne batem joc de oameni, nu am venit să ne batem joc de fotbalul Reșițean. Încercăm să facem cât putem de mult cu acești tineri minunați din punctul meu de vedere, pentru că îi cunosc caracterial pe toți și vă pot spune că sunt tineri de nădejde. Vă mulțumesc! Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin.